De principiu, o să vă prezint câteva cuvinte despre program. Și apoi, când tragem la sorți, o să vă rog pe toți să veniți aici, lângă calculator, să vedeți tot cum se trage la sorți. O să vedeți sau merge pe o procedură transparentă, da? În așa fel încât să nu fie niciun fel de suspiciune. Ca să putem intra în program, programul ne-a fișat în pot, da? Uitați-l. Noi, conform procedurilor noastre, sunăm la sediul nostru central și vom obține un alt cod de intrare în aplicație. O să vă rog. Dacă mai e nevoie, mă numesc Iria Constantin, sunt directorul filialei Nord-Est, alături de mine domnul director adjunct canton Eduard, care o să, practic, o să acceseze aplicația. Câteva cuvinte despre aplicația AEP-ului de tragere computerizată a președinților și obținitorilor. Nu. Tragerea este organizată de către Autoritatea Electorală Permanentă în fiecare județ. Pentru primele trageri la sorți, sediul central a hotărât că directorii filialelor de Nord-Est împreună cu adjuncții vor face trageri la sorți. Așa cum am spus, săptămâna trecută, luni și marți, am fost în Suceava Botoșani, ieri la Iași și Vaslui, astăzi dimineață la Neamț și acum, prin amabilitatea doamnelor de Gător, la Bacău. Tragerea se face în două etape, pe funcții. Prima dată să trag la toți președinții secțiilor de votare. În etapa a doua, locuitorii, o să vedeți imediat. Tragerea la sorți se face pe localități. Tragerea la sorți se face pe secții de votare în ordinea numerotării stabilite de către Autoritatea Electorală Permanentă. Se face pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reședinței de sediul secției de votare. Aplicația măsoară distanța dintre sediul secției de votare și un expert, domiciliul sau reședința unui expert. Calculează pe baza coordonatelor GPS și ar trebui să iasă cea mai mică distanță între aceste două. Tragerea sos se face pe baza criteriilor studiilor absolvite în următoarea ordine. În primul rând, absolvenții de studii superioare juridice. Dacă nu găsește, merge pe studii superioare de altă specialitate și dacă nici fără asta nu găsește, se merge pe învățământ general obligator. Tragerea asta se face în 10 etape. În prima etapă se desemnează experții electorali juridici la secția de votare la care sunt arondați conform registrul electoral. Deci va avea în vedere faptul că adresa de domiciliu sau reședință este cea din registrul electoral și atunci distanța trebuie să fie minimă față de sediul secției. Dacă nu găsește în prima etapă, se merge la etapa a doua, care presupune desemnarea experților juriști la secția de votare care funcționează în același sediu cu secția de votare la care sunt arondați conform registrul electoral. Știți foarte bine că într-o clădire pot fi mai multe secții de votare. Și atunci, dacă la cea care este arondat nu se găsește, se merge la cele din jurul lor. Dacă nici în etapa asta nu găsește, se merge la o altă etapă în care se caută juriști în tot UAT-ul, în toată localitatea. Dacă nu găsește, se merge în cercuri concentrice, la fel pe măsurând distanța, în așa fel încât să fie distanța minimă față de sediul secției de votare. Se repetă etapele acestea până se completează toate secțiile. Dacă îmi permite să spun, din punct de vedere plastic, practic, secția de votare își caută președintele și locuitor. În condițiile în care sunt mai multe persoane, mai mulți experți care îndeplinesc aceeași condiție, programul rulează un program aleatoriu și va fi desemnat unul dintre ei. Ați intrat cu permisiunea dumneavoastră. Vă rog frumos să veniți lângă noi. Da? Prima dată, vă rog frumos, toți reprezentanții partidelor. O să punem parametrii, însemnând numele reprezentantului AEP. Și numele președintelui Bejul, da?
Dumneavoastră vedeți? Da. Da, vă. Deci, dacă nu, în spate, doamna Lopat, da. La domnul Studiat. Doamna președinte, putem trece la prima etapă, da? Ce spune anunțul? Sunteți siguri că doriți rularea repartizării pentru posturile de președinte a secției? Se vor repartiza un număr de 634, asta este chiar. Sunt 634 de secții? Foarte bine. Deci în urma tragerii la sorți o să iasă 4 procese verbale, 2 sunt publice, 2 nu sunt publice. Deci nu sunt publice pentru că conțin date cu caracter personal. Unul dintre ele va fi afișat pe site-ul prefecturii, da? Celelalte procese verbale vor fi transmise către circunscripții. Iar ultimul proces verbal cu CNB-ul și celelalte se va duce către repartizarea s-a finalizat, total secții prelucrate 634, ai și cheia, da? Ok? Total oficial, asta, ne înceai. Da. Astea sunt procesele verbale, o să le vedem la sfârșit. Acum mergem la etapa a doua, însemnând locțitorii, da? Cheia aceeași, 634, da? Al patrulea proces verbal merge către prefectură pentru plată și pentru alte. Dacă aveți întrebări, vă rog, acum.